Dați-l aici, ca să mă... Nu ne luăm noi, să ne Imediat după slujba de sfințire mare a apei în Oriaș și-au dat buzna la sacii cu sticlele care urmau să fie umplute cu aghiazmă, iar la vasele cu apă sfințită voluntarii stăteau aproape lipiți unul de altul. Pentru mulți, credința a fost mai presus de un posibil risc de infectare. Nu mi-este frică deloc, pentru că faci un lucru pentru Dumnezeu și Dumnezeu te protejează inclusiv de boli. Este cam aglomerat aici, nu vă este teamă? Ce teamă? Doar ce s-a sfințit apa. Este teama cu o pandemie? Ne ferim! 120.000 de sticle au de pregătit voluntarii pentru ca mâine apa sfințită să fie împărțită credincioșilor care vor veni la slujba de bobotează. Aghiazma mare se sfințește doar de două ori pe an, în ajunul bobotezei și de bobotează pe 6 ianuarie. Enoria și cred că puterea ei este deosebită. Această apă sfințită are proprietăți vindecătoare și vă spun din proprie experiență că oricât ați lăsa apa aceasta să stea, ea nu se va împuți. Deci această apă este într-adevăr sfințită. O să beau în zilele de post, în zilele când sunt supărat, bineînțeles, cu post și cu rugăciune. Dimineața, pe nemâncate, 14 zile aghiazmă mare, după care vom trece la aghiazmă mică. Miercuri, preoții și credincioșii vor pleca în procesiune pe faleza din fața cazinoului până în portul turistic Tomis, acolo unde va avea loc slujba de sfințire a apelor. Conform tradiției, în alprea sfințitul Teodosie va arunca în apa mării trei cruci. Acestea vor fi recuperate de tinerii curajoși care vor sfida temperaturile scăzute.